Salutare dragi prieteni, cu acest tutorial debutează un nou playlist denumit Casă și Grădină, pentru că și acest domeniu se încadrează la tutorialele DIY și nu voi duce lipsă de astfel de proiecte. Pentru alte tutoriale din domeniul auto și software, vă invit să vizionați și alte tutoriale extrem de detaliate pentru începători. Ca să sprijiniți acest canal, dați un click sau apăsați pe butonul de like, share sau abonare, este complet gratuit și dacă aveți sugestii sau întrebări, lăsați un comentariu la rubrica destinată comentariilor. După ce am studiat destul de bine multe alte tutoriale și articole legate de montarea, conectarea și utilizarea camerelor de supraveghere, am constatat faptul că majoritatea sunt incomplete sau că nu oferă suficiente informații ca să pot decide ce tip de cameră să aleg și așa m-am hotărât să realizez acest tutorial care sunt sigur că va ajuta foarte mulți oameni care au nevoie de astfel de sisteme. După îndelungi căutări online de produse pentru varianta optimă pentru mine și după cântărirea argumentelor pro și contra, am ajuns la acest produs la un preț uimitor de doar 99 de lei pe EMAG la momentul realizării acestui tutorial. Aveți un link și în descriere către acesta. Precizez faptul că acest tutorial nu este sponsorizat de niciun vânzător. Există o gamă extrem de variată de astfel de produse online, însă eu m-am oprit la acesta și vă voi explica pe parcursul tutorialului de ce consider că a fost o alegere inspirată. Pe timpul introducerii am prezentat cam cum arată ambalajul produsului, îmi cer scuze pentru calitatea imaginii pentru că era întuneric în cameră, dar am adăugat un plan apropiat cu codul acestuia. În cutie veți găsi manualul utilizatorului cu toate instrucțiunile în engleză, dar dacă vizionați acest tutorial înseamnă că îl puteți arunca deja. Avem transformatorul de la 220 la 12V și camera Wi-Fi de la Jordan, nu știu cum se pronunță în chineză. De asemenea, am prezentat și configurația imobilului pe ai cărui pereți am montat camerele. A venit și Freddy în inspecție și a hotărât că putem să ne apucăm de treabă, așa că să-i dăm drumul. Primul pas a fost să instalez aplicația UC din magazin Play în cazul telefonului meu cu sistem de operare Android. Ca la orice aplicație va trebui să urmați pașii indicați ca să vă creați un cont. Introduceți numărul de telefon și un mail, după care veți primi un cod de autentificare și cam asta este tot. După ce m-am logat, am trecut la conectarea camerelor la aplicație și la rețeaua Wi-Fi. După cum se vede în video, cablul de la cameră se bifurcă în două, cel de alimentare și unul pentru cablu LAN, în cazul în care montați camerele în afara razei de emitere Wi-Fi a routerului de care dispuneți. Eu unul am secționat și înlăturat acel cablu de LAN pentru că nu aveam nevoie să mai ocupe și acesta spațiu în doză. Dacă nu sunteți siguri de raza de acoperire a routerului sau nu dispuneți de rețea Wi-Fi, va trebui să îl păstrați. Cuplați cablul de alimentare al camerei cu cel al transformatorului și alimentați camerele de la o sursă de curent. După aproximativ 30 de secunde, ar trebui să înceapă să se miște corpul obiectivului și să-și facă calibrările. Va intra apoi în standby în vederea conectării, emițând mai multe bipuri. Acum deschideți aplicația și selectați plus pentru a adăuga un nou dispozitiv. Eu am deja prima cameră conectată, dar sunt aceiași pași pentru fiecare cameră pe care o veți adăuga în aplicație. După ce apăsați plus, va porni automat camera telefonului, cu care va trebui să scanați codul QR de pe spatele corpului camerei de supraveghere. Aici vă sunt prezentați pașii pe care deja i-am parcurs. Bifați căsuța acum că am parcurs pașii ceruți și Next. Alegeți rețeaua de Wi-Fi și introduceți parola setată de voi sau de provider. Apoi vi se va solicita să vă conectați cu telefonul la rețeaua Wi-Fi pe care o emite camera. Denumirea va începe cu GW, dar nu se indică exact denumirea întreagă, de aceea este bine să activați camerele pe rând. Pe măsură ce se încarcă acea bară, camera anunță începerea configurării, după care veți primi mesajul de operațiune realizată cu succes. Start configuration. Device is online already. Alegeți oricare din destinațiile unde va fi folosită camera, oricum veți putea schimba numele camerei ulterior. Confirmați,
și ați terminat cu activarea camerei și conectarea ei la rețeaua Wi-Fi și aplicația de pe telefon. Acum puteți glisa pe ecran cu degetul pentru a modifica poziția camerei, care se poate roti 360 de grade, dar și pe verticală. Introducerea cardului microSD se face ca la orice dispozitiv. Cât dau eu găurile pentru doze și fac legăturile necesare, voi încerca să lămuresc cât mai multe aspecte pentru cei ce nu au folosit astfel de camere Wi-Fi, așa că mă voi grăbi puțin, voi puteți relua unde este nevoie. Este bine de știut faptul că în aplicație beneficiați de vizionarea live a imaginilor surprinse de cameră, însă aceste imagini nu se stochează pe telefon. Filmările se înregistrează pe card până la încărcarea completă a cardului, după care acestea se suprascriu sau filmarea se face în buclă. Din aplicație veți putea viziona filmările care sunt stocate pe acest card și dacă doriți, puteți realiza înregistrări de pe acestea, care se vor salva în telefon. Așadar, dacă cineva va sustrage sau distruge camera de supraveghere cu tot cu card, nu veți mai putea accesa acele filmări. De aceea, pentru mai multă siguranță, este indicat să vă montați și un NVR sau un DVR hibrid cu canale atât pentru Wi-Fi cât și pentru LAN. Aplicația vă oferă și posibilitatea de a alege mai multe planuri tarifare pentru stocarea în cloud în funcție de ce vă doriți. Dacă doriți stocarea doar a evenimentelor anormale, veți plăti anumite sume, și dacă doriți stocarea de înregistrări 24 de ore, veți plăti alte sume în funcție și de numărul de zile dorit pentru stocare. Un NVR pleacă undeva de la 250 de lei, dar nu vine cu tot cu hard, pe când altele se găsesc pe la 400 de lei cu un hard de 1 tera. Prețul diferă desigur și în funcție de alte specificații. Eu am optat pentru stocarea în cloud, pentru că nu îmi doresc în locuință încă un dispozitiv care necesită și alimentare permanentă. Fiecare își face singur calculele și decide cum este mai bine. Puteți lăsa camerele și doar cu carduri. Ca și orientare, pe un card de 32 de giga se vor înregistra cam 2-3 zile, pe când pe un card de 64 de giga undeva la 5-6 zile. Nu știu exact care este cel mai mare card suportat de cameră, dar din punctul meu de vedere nu se merită să folosiți un card mai scump decât camera în sine. Pe lângă asta, nimeni nu poate ști dacă salvați filmările pe card sau în cloud sau pe NVR/DVR. Așa cum am spus în introducere, această cameră se comercializează cu cel mai mic preț de 99 de lei pe eMag la momentul realizării tutorialului. Voi lăsa un link în descriere către acest produs și sper să mai găsiți, pentru că voi înșira multitudinea de opțiuni și caracteristici pe care le are. Ca să vă faceți o imagine asupra prețului raportat la alte dispozitive, vă spun doar un lucru. O cameră falsă de supraveghere identică ca aspect și cu un LED pe baterie R6 costă 70 de lei. Acesta a fost argumentul de bază pentru care am ales achiziția acestui model. Adică chiar dacă ar fi filmat ca un Motorola de prin anii 90, tot ar fi fost un plus, mai ales că LED-urile ar fi fost legate permanent la o sursă de curent. Acum voi enumera doar o parte din funcțiile acestei jucării ca argumente pro, unele pe care le-am găsit după achiziție, dar și după testare în ordinea relevanței. Cel mai important, conexiunea Wi-Fi. Nu mai trebuie să trageți și cablul de LAN. Dacă vreți să scăpați și de cablul de alimentare, există și camere cu alimentare pe bază de panouri solare, dar acolo vorbim de alte prețuri și nu știu exact care este durata de viață a acumulatorilor sau chiar a panourilor. Apoi, panourile solare ar fi mult mai ușor de distrus. Camera se rotește la 360 de grade și pe verticală, direct din aplicația de mobil sau cea de pe PC. Calitatea înregistrărilor raportată la prețul de achiziție este surprinzătoare. Am citit recenzii negative chiar și la alte camere Wi-Fi de până la 500 de lei. Așa cum veți vedea mai târziu, claritatea este mai mult decât decentă atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Am observat că unii cumpărători își doresc o claritate mult mai bună în condiții de întuneric, dar țin să precizez că foarte puține camere de supraveghere pot realiza filmări bune noaptea. Apoi, avem posibilitatea activării urmăririi unui obiect în mișcare. Camera va efectua capturi în clipa în care detectează mișcare, în legătura cu care puteți fi notificați. Datorită acelor capturi, puteți derula filmarea direct la momentul de interes. Are 6 LED-uri IR roșii pe timp de noapte, aprinderea LED-urilor pentru a crea lumină puternică albă la detectarea de mișcare, prin setarea de programări, dar și ori de câte ori doriți din aplicație. În clipa în care se aprinde lumina albă, filmarea trece pe modul color pentru a surprinde cât mai bine obiectul. Posibilitatea înregistrării audio.
Camerele au difuzor integrat în cazul în care vreți să transmiteți un mesaj prin ele. Puteți face capturi sau înregistrări pe care să le stocați pe telefon direct din aplicație. Urmărirea live a filmărilor efectuate de mai multe camere în același timp pe aplicația de mobil sau cea pentru PC. Puteți seta ca alarma să sune foarte tare ca o sirenă la identificare de mișcare. Camera beneficiază de foarte multe alte funcții, dar și de multe setări pe care va trebui să le descoperiți și singuri. Acum, având în vedere prețul, am găsit cu greu câteva argumente contra achiziționării acestui model, dar hai să le auzim. Primul ar fi tocmai faptul că filmările nu se stochează direct pe telefon, la fel ca la multe alte modele Wi-Fi, iar acest lucru ar fi fost destul de dificil totuși de realizat din cauza fluctuațiilor vitezei internetului prin date mobile. De fapt, cred că producătorul câștigă mai mult din gestionarea cloud-ului decât din prețul camerei. Zoom-ul nu este optic, ci digital. Asta înseamnă că dacă măriți imaginea glisând cu cele două degete pe ecranul telefonului, calitatea se va strica la fel ca la orice fotografie, spre deosebire de zoom-ul optic al unei camere profesionale sau aparat foto DSLR și așa mai departe. În funcție de cum reglați sensibilitatea senzorului de mișcare, ar putea apărea și capturi în care nu apare niciun subiect din cauza unor insecte sau animale. Dacă voi aveți mai multe argumente pro și contra, adăugați-le în comentarii pentru ca alți potențial cumpărători să fie cât mai bine informați înainte de achiziție. Legat de rezistența la intemperii, precum ploaie, frig sau zăpadă, am citit că aceste camere au rezistat foarte bine chiar și pe timp de iarnă. Hai să vedem acum cum instalăm aplicația CMS pentru PC și cum arată interfața. Pentru a instala aplicația pentru Windows sau iOS, accesați linkul din filmare și descărcați varianta pentru sistemul de operare pe care îl dețineți. Eu am instalat varianta pentru Windows și mai mic sau egal cu 8 biți. Singura metodă de logare care a funcționat a fost cea prin introducerea ID-ului de user, pe care îl găsiți în aplicație dacă urmăriți indicațiile din stânga. Parola este aceeași cu cea setată pentru aplicația de mobil. Aceasta este interfața aplicației pentru PC. Ca să vizualizați imaginile de la fiecare cameră, nu trebuie decât să le trageți cu mouse-ul pe ecranul dorit. Alte funcții vă las să le descoperiți singuri pentru că deja am lungit cam mult tutorialul, dar doar din dorința de a ilustra tot ce trebuie să știți, mai ales dacă nu aveți multe cunoștințe din domeniul IT. Pentru a permite altor persoane să folosească camerele, va trebui să urmați pașii următori. Deținătorul, sau mai bine zis administratorul sistemului, va genera un cod QR pentru fiecare cameră în parte, după ce alege funcțiile la care vor avea acces vizitatorii. Puteți limita accesul doar la vizionarea imaginilor sau puteți acorda accesul la aproape aceleași funcții la care are acces și administratorul. Viitorul vizitator trebuie să scaneze cu aplicația QR Scanner a telefonului mobil codul creat de administrator. Apoi copiază linkul în mod clasic sau apăsând direct pe butonul copy și fie deschide aplicația UC, fie o instalează din acest meniu. Când vizitatorul se loghează în aplicație, aceasta va recunoaște automat linkul copiat, va anunța faptul că au fost acordate drepturi de către administrator și va permite accesul vizitatorului la camere cu privilegiile oferite de administrator. Cam așa arată filmările pe timp de zi. Și așa arată pe timp de noapte. Nu pot oferi filmări cu subiecti umani pentru a proteja datele cu caracter personal, ci am cuprins spațiul public doar pentru a ilustra calitatea filmărilor. Documentați-vă și folosiți aceste dispozitive în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Ca și costuri ale materialelor pentru montaj, m-am încadrat într-un 250 de lei pentru cele 4 camere montate de mine. Evident, aici nu este inclus prețul de 99 de lei per cameră și costul cardurilor microSD. Vă recomand să folosiți un cablu electric mai subțire și mai ușor de manevrat, cu doar două fire. Eu am folosit două cabluri groase pentru că îmi mai rămăsese unul de la alte lucrări. Așa cum am precizat pe la jumătatea tutorialului, cumpărați doze mai mari dacă aveți de făcut mai multe legături, ca să nu fie nevoie să tăiați ștecherul camerei, care are fire extrem de subțiri și care nu se fixează în conectori. Într-o doză mare vor avea loc mai multe legături, transformatorul, cablurile camerei, ștecherul și o priză pentru acesta. Puteți folosi și conectori cu mai mulți pini.
Aplicația și camerele permit foarte multe setări, dar va trebui să le descoperiți singuri în funcție de nevoi și de configurația clădirii sau proprietății. Dacă v-a plăcut acest tutorial și vreți să mai vedeți și altele extrem de utile, nu uitați să vă abonați, să dați un like și, de ce nu, să lăsați un comentariu cu părerile voastre legate de acest tutorial. La revedere!